Un avertisment sumbru vine din partea Comisiei Europene. Femeile ar trebui să fie atente atât la bijuteriile vechi care au fost duse la reparat, cât și la cele noi cu diverse monturi. Conform sabium.ro, aurul este, fără îndoială, metalul prețios care a influențat cel mai mult destinul omenirii. Privit panoramic, istoria îl cunoaște drept metal al zeilor, amuletă, bijuterie, monedă de schimb, indicator economic, component al tehnologiei moderne, mijloc de investiție, dar și ca simbol al bunăstării și condiții sociale înalte. Culoarea naturală galbenă, intensă și vibrantă a aurului a fost asociată încă din cele mai vechi timpuri cu energia și vitalitatea oferită de soare. Capacitatea de a reflecta puternic lumina este una dintre proprietățile esențiale ale metalului prețios, care devine suportul ideal pentru montarea pietrelor ce urmează a străluci în cele mai seducătoare moduri. Există totuși efecte negative ale metalului prețios. Cadmiul are caracteristicile de a coborî semnificativ punctul de topire a aliajului. La topirea aliajului de lipitură ar putea să se formeze oxizii de cadmiu, care ar putea să se depună în diferite organe, a explicat un maestru bijutier. Cadmiul folosit la lipirea bijuteriilor de aur afectează rinichii, plămânii sau ficatul. Accelerează instalarea bolilor degenerative, hepatică cronică, el afectează mai ales ficatul, plămânul și rinichii. Este un oncogen, produce boală canceroasă și nu în ultimul timp poate să producă malformații. Bijuteriile din aur lipite cu aliaj din cadmiu sunt contraindicate, în special în cazul femeilor însărcinate, relatează știri fresh24.ro.